În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, noi cu toții știm cât de multă cinstire acordă Biserica Ortodoxă cultului Maicii Domnului. Și mai știm și că fiecare creștin în parte are o evlavie deosebită față de Maica Domnului. Cu toate acestea, nu puține sunt momentele în care unii care zic că Maica Domnului nu s-ar veni a fi cinstită în măsura în care o cinstim, care spun că cinstirea ei ar fi chiar închinare la idol. Am mai discutat numai la începutul perioadei postului, când am vorbit despre icoanele Maicii Domnului. Și mă gândesc că noi, cei care o cinstim pe Maica Domnului, ne raportăm întâi de toate la ea ca la o mamă. Când Domnul se duce acasă, cu dorul de casă părintească și de mama lui, nu pune problema că închinarea în fața mamei ar fi închinare la ei. Și îi sărută mâna și simte din nou căldura aceea de la sărut mamei. E bine, ne raportăm la Maica Domnului, așa cum am zis, ca la o mamă, însă nu ar fi rău la evlavia aceasta și la dragostea pe care o avem ca la ca în fața mamei noastre. Totuși să punem la suflet și câteva gânduri și câteva cunoștințe despre motivele care stau la baza cultului Maicii Domnului. Și să știți că nu puține sunt acestea și n-aș reuși în această după masă să le aduc în discuție chiar pe toate. M-am gândit însă să vorbim despre trei sau patru locuri din Vechiul Testament care aduc niște argumente deosebite în favoarea cinstirii Maicii Domnului. Și să mă refer în cele din urmă la unul din Noul Testament care, bineînțeles, o plasează pe Maica Domnului în Împărăția lui Dumnezeu pe dreapta Fiului ei. Ei bine, aș merge la primul text care în teologie poartă numele de profeție mesianică. Se știe că primii oameni, Adam și Eva, fiind înșelați de cel rău, au căzut în păcat și au nesocotit singura poruncă pe care Dumnezeu le-o dăruise, pe care sigur au nesocotit-o în lume. Și lucrul acesta a adus consecințe nefaste pentru întreaga omenire. Vă aduceți aminte că cel rău a izbitit-o întâi pe Eva. Într-un fel sau altul, prin femeie a intrat păcatul în lume. Apostolul Pavel va zice mai târziu și va exclama lucrul acesta că prin femeie a venit păcatul în lume. Și ne zice profeția mesianică atunci când Dumnezeu, după ce femeia l-a ispitit pe Adam și Adam a căzut și el în păcat, Dumnezeu atunci arată consecințele faptei lor. Și atunci când se referă la șarpe, șarpele, de fapt, referindu-se la cel rău, zice așa: dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâna. Deci iată ce spune Dumnezeu celui rău ca o consecință a căderii, a ispitirii oamenilor cu păcat. Zice că dușmănie va pune între el și femeie. Dacă femeia a fost pricina pentru care s-a încălcat porunca lui Dumnezeu, tot femeia, la un moment dat, că lucrul acesta vrea să ne spună textul,
va fi aceea care va zdrobi capul celui rău. Oricine este acea femeie care va zdrobi capul celui rău, nu este altă decât Maica Domnului. Și Apostolul Pavel, când spune cu atâta tărie că prin femeie a intrat păcatul în lume și odată cu păcatul moartea, arată totuși că dacă prin Eva omul a căzut în păcat, prin Maica Domnului, printr-o altă femeie, prin Eva cea nouă, omul se poate ridica din păcat. Or, textul acesta din Facere, capitolul 3, versetul 15, arată cu asupra de măsură faptul că Dumnezeu spune că femeia va fi cea care va zdrobi la un moment dat capul șarpelui. Aș merge puțin mai departe spre un alt text deosebit de important și de renumit. Este vorba de un verset din Cartea Prorocului Isaia, capitolul 7, versetul al 14-lea. Și zice așa: pentru aceasta Domnul meu vă va arăta un semn. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, sau cu noi este Dumnezeu. Aceasta este traducerea termenului Emanuel. Deci fecioara va lua în pântece și va naște fiu. Aș face aici o mică paranteză. Mesia, promis de Dumnezeu după căderea oamenilor, a fost așteptat în fiecare generație. Și toți învățătorii de lege, în cărțile din Vechiul Testament, căutau semnele pe care Dumnezeu le pune, care să-i conducă spre venirea lui Mesia. Or, unul din semnele acestea este faptul că fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Cine este fecioara? Nu este alta decât Maica Domnului, care îl va naște lume pe Mesia, pe Cel care reprezintă, dacă vreți, termenul acesta de Emanuel, adică Dumnezeu și-a întors fața către om și vrea să îl mântuiască. Acum, foarte mulți neoprotestanți, cei pe care noi îi numim pocăiți, deși pocăința, să știți, nu este schimbarea unei credințe, ci pocăința ține este o stare interioară. Ei s-au potignit în adevărul acesta că Fecioara Maria, chiar și în condițiile în care a născut, a rămas fecioară. În sensul acesta, în cartea lui Ezechiel, al prorocului Ezechiel, mi se spune un lucru, adică se găsește cumva o explicație a faptului că Maica Domnului a fost fecioară înainte de naștere și a rămas fecioară și după naștere, până la capăt. Prorocul Ezechiel, sigur inspirat de Dumnezeu, spune: și mi-a zis Domnul, poarta aceasta, referindu-se cumva la templu, dar vrea să zică ceva mai mult. Poarta aceasta va fi închisă. Nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea, de aceea va fi închisă. Și aici aș face o mică paranteză. Se știe că Maica Domnului s-a născut în familia dreptilor Ioachim și Ana. Atunci când ei erau oameni foarte înduși, a fost nașterea ei, zăvislirea ei, a fost o minune. Ei bine, ei toată viața lor au promis că dacă Dumnezeu îi va învrednici cu un copil, îl vor închina la tine. Fiind și foarte bătrâni, au ținut-o pe Fecioara Maria, pe prunca Maria, în casa părintească o vreme, până a început ea să plăceacă, iar după aceea, conform promisiunilor, au dus-o la tine. Fecioara Maria a stat la templu perioada anilor dintre 3-4 ani până la 14 ani, atunci când dreptul Iosif Orută a luat-o mai mult în grija lui și când se știa că anilor Gabriel a vestit că-l va naște Dumnezeu. Acum, la templu,
La un moment dat, Maica Domnului a avut o viziune. Și viziunea aceasta îi spunea să intre în templu. Templul din Ierusalim avea două căpeți, Sfânta. În Sfânta intrau preoții, iar în Sfânta Sfintelor, încăperea cea mai importantă din alcătuirea templului, intra doar arhiereul o dată pe an. E bine, Îngerul o deamnă pe Maica Domnului să intre în Sfânta Sfintelor. E bine, în Sfânta Sfintelor, se știe, erau tablele cu cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise pe muntele Sinai. Era mana pe care Dumnezeu a dat-o ca hrană în pustie atunci când poporul era primbiat în călătoria spre Pământul Făgăduinței. Și era doianul lui Aron, cel cu care Moise a despărțit Marea Roșie în două pentru ca poporul să poată trece pe apă ca pe uscat. Și toate acestea erau adăpostite de un chivot impresionant, făcut după un plan pe care Dumnezeu îl a dat lui Moise. E bine, ce vreau eu să spun cu lucrul acesta? Și de ce Îngerul, cu toate că era interzis ca o femeie să intre în Sfânta Sfintelor, de ce o teamă pe Maica Domnului să intre în Sfânta Sfintelor? Pentru că pântecele ei cel fecioresc urma să fie noul templu din Ierusalim. Urma să fie locul în care Dumnezeu îl va întrupa pe Fiul Său în lume. Ziceam mai la începutul catehezelor, citindu-vă un verset din Epistola către Evrei, că dacă Dumnezeu în Vechiul Testament a vorbit poporului Său prin proroci, în zilele de pe urmă ne-a vorbit prin Fiul Său. E bine, ne-a vorbit prin Fiul Său în mod direct, dar nu oricum, ci folosindu-se de Maica Domnului, care a fost ființa cea mai curată din câte s-au născut pe pământ și în care, în pântecele căreia Dumnezeu și-a ales să lași a se naște. E bine, vedeți, am spus lucrul acesta ca să vă arăt. Și revin la ceea ce Ezechiel zicea, că poarta aceea va fi închisă, adică pântecele Maicii Domnului va rămâne feciorelnic și înainte, și după naștere. Pentru că este locul în care Dumnezeu îl va zămisli în lume pe Fiul Său, care să vină să ne mântuiască pe noi. Iată doar câteva texte din Vechiul Testament. Bineînțeles că sunt mai multe. Și dacă ar fi să ne referim la multe mențiuni din Noul Testament și din scrierile Sfinților Părinți, sigur ne-am putea face o imagine, dar o să mai discutăm despre tema aceasta. Dacă ați reține cele trei texte despre care am vorbit, ar fi suficient ca atunci când cineva vă va aborda pe tema aceasta să aveți un răspuns. Acum ziceam că o să mă refer la două texte care ne-o prezintă pe Maica Domnului în slava Împărăției Fiului ei. Aceasta vine să completeze bucuria spre care ne îndreptăm noi, și anume răzbuirea adormirii Maicii Domnului. Gândiți-vă că noi, atunci când ne referim la cei decedați ai noștri, parcă nu ne aducem aminte cu drag. Nu găsim în amintirea că a murit tata sau mama sau bunicii. Nu găsim niciun lucru care să ne cu toate acestea, noi cinstim cu foarte multă bucurie adormirea Maicii Domnului. Oare de ce? Și adormirea Sfinților. Pentru că noi, majoritatea Sfinților, îi prăduim în data morților. Și nu a nașterii sau a altor lucruri care s-au petrecut în viața noastră. Tocmai pentru că avem certitudinea că ei s-au învrednicit de Împărăția Lui Dumnezeu. Ori despre ce ai noștri, nu avem această certitudine. Trăim cu această emoție. Adeseori îi pomenim în rugăciunile noastre și în rugăciunile bisericii, tocmai ca nu cumva, din vreo greșeală, să fie ajuns unde nu trebuie și suntem conștienți că rugându-ne pe prea putea să schimbăm lucrul acesta.
Ori despre atropirea Maicii Domnului, nu mai putem vie, pentru că Maica Domnului a fost înălțată la cer de fiinirii. Lucrul acesta vrea să-l transmită sărbătoarea Maicii Domnului. Ei bine, două texte și pe urmă încheiem. Zice Psalmistul, Psalmul 44, versetul al 11-lea. Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită și prea frumusețată. Cine este împărăteasa? Este Maica Domnului, care în împărăția lui Dumnezeu va ședea de-a dreapta Fiului ei, judecând și ea oameni. Și mai frumos ne zice Apocalipsa, în capitolul al 12-lea, versetul 1, și zice așa, și s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele, și luna era sub picioarele ei, și pe cap purta o lună din 12 stele. Iată imaginea care o reprezintă pe Maica Domnului, având luna la picioarele ei, ca simbol al faptului că lumea întreagă este la picioarele Maicii Domnului. Și că noi, cei care avem evlavie deosebită la Maica Domnului, avem și nădejdea că la dreapta judecată va mijloci pentru noi, care iată în fiecare seară, lăsând la o parte călcuma, am venit și ne-am ostenit pentru a-i cinsti memoria și pentru a o avea mijlocitoare înaintea Fiului. Vă rog să vă deschideți cărțile la pagina 57 și o să cântăm o pricează pe care cu siguranță o știți.